Iar Diana Șoșoacă vine cu un atac virulent în scandalul Teodosie, senatoare, acuză Direcția Națională Anticorupție că răspunde la comenzi date de mai mari patriarhiei române și de clasa politică în dosarul de corupție deschis pe numele Arhiepiscopului Tomisului. De ce IPS Teodosie? Cine a mai rămas singurul dintre înalții prelați care luptă pentru poporul român? care a fost cel mai vocal și a deranjat enorm în pandemie și pe cine a deranjat în afară de politic. Prea fericitul Daniel și Patriarhia Română! Un popor întreg și îl dorește pe Teodosie Patriarh! Este prea fericitule Daniel! Este domnule Bănescu! Este în alți erarhi! Dragi români! Nu vă mai duceți după fentă! DNA-ul urmărește trei lucruri. 1. Comandă politică. Distrugerea lui IPS Teodosie, omul bisericesc, care poate pune biserica acolo unde este locul și unde poate reda onoarea și demnitatea credinței. De ce? Pă, poate nu fi cel mai sfânt din lumea asta. Păi da, pentru cât a luptat în pandemie, cred că i-a iertat Dumnezeu toate păcatele. Pe mine nu mă duceți după fentă, băi.